Stimate domnul președinte, stimați colegi deputați, se propune spre atenția dumneavoastră includerea proiectului de lege numărul 54 din 24 februarie 2022, acel proiect ce ține de plafonarea salariilor demnitarilor publici până la două salarii medii pe economie, ceea ce ar însemna până la 20.000 de lei. Totodată, având în vedere că astăzi populația se confruntă destul de crunt cu anumite provocări, ceea ce ține inflația, creșterea prețurilor produselor de larg consum, propunem ca să fie instituit și un moratoriu pe 90 de zile pentru achitarea creditelor bancare pentru agenții economici, pentru persoanele fizice și a dobânzilor acestora. Tot în acest proiect se referă și la stoparea unor achiziții publice care nu sunt stringent necesare la zi. Astfel, este vorba de fapt ca să ajutăm populația să supraviețuiască în condițiile în care astăzi destul de dur sunt afectați de inflație, sunt afectați de provocările ceea ce ține de asigurarea tehnico-materială în activitatea economică a agenților economici. Rugăm serios să ne atârnăm față de acest proiect de lege și să încercăm să venim cu unele măsuri absolut necesare astăzi societății și domeniului de afaceri care vor susține viabilitatea activității lor. Rog să spuneți votul.